Salut, sunt Claus. Am văzut că în ultimul timp se vorbește foarte mult de fat food, adică lemnul gras, în traducere motamo. Am văzut chiar că există și de vânzare niște bucăți din acestea de lemn fat food și m-am interesat și am mai descoperit ceva, că acest de fapt lemn gras este lemnul cu terebentină. Ce înseamnă asta și de unde luăm? E foarte simplu, toate coniferele folosesc în momentul în care sunt rănite, vorbesc aici de brad, de molid, de pin, ați văzut că scoate rășina la suprafață și cicatrizează rana în așa fel încât să nu fie atacați de dăunător. Un lucru interesant față de brad, toate speciile de brad și de molid, este faptul că pinul, pe lângă faptul că scoate în afară acea rășină, rămâne și îmbibat în lemn. Bucata de lemn care a cicatrizat-o, ca să zic așa. Iar acel lemn este lemnul cu terebentină. Eu am avut noroc fiindcă am găsit un astfel de pin și am avut noroc fiindcă a avut și tăiat o cracă la vreo 10-15 cm de trunchi, iar bucata aceea rămasă era plină de lemn din acesta cu terebentină și era îmbibat în acea rășină care se aprinde foarte repede. De fapt am vrut să, asta e și al doilea lucru, la ce putem folosi acest lemn. Terebentina se poate folosi la prins focul în condiții chiar foarte umede. Și astăzi vreau să facem împreună o încercare. Chiar am avut noroc fiindcă să vă arăt. Am reușit să adun foarte multe din astfel de lemne, să zicem, pe care le putem folosi la prins focul foarte ușor. Cam despre asta e vorba. Se vede în secțiune că lemnul e plin de rășină. Iar acest lucru îl face să fie foarte inflamabil. E bine să avem la noi un astfel de lemn, o bucată. Vom lua o bucată de lemn din aceasta cu terebentină și o să facem niște așchi din el. E destul pentru o încercare. Și acum cu ajutorul amnarului să vedem dacă reușim să pornim. După cum vedeți,
arde foarte frumos. Și de aici putem pleca mai departe să aprindem un foc mai mare. Deci lemnul de terebentină cu amnarul și cu cuțitul am aprins focul. Asta am vrut să vă arătați. Nu vă apucați să tăiați toți pinii din împrejur pentru a vă procura acest lemn de terebentină. Ați văzut ce ușor se poate aprinde focul cu acest lemn și chiar în condiții foarte umede. Asta am vrut să vă arătați. Nu rămâne decât să vă urez zile cât mai frumoase, ieșiri cât mai multe și Doamne ajută!